Bărbatul în vârstă de 53 de ani este suspectat că, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, a evidențiat în actele contabile cheltuieli ce nu au la bază operațiuni reale. Administratorul a înregistrat 3 facturi fiscale de prestări servicii emise în fals de către un administrator de 20 de ani din Săcelu, care a fost reținut de polițiști în urmă cu o săptămână, tot pentru evaziune fiscală. Suspectul a evidențiat în contabilitate operațiuni nereale, în speță a înregistrat 3 facturi fiscale prin care se atestau în fals prestări de servicii. În cursul acestei zile, suspectul va fi prezentat parchetului de pe lângă Tribunalul Gurj cu propunere de arestare preventivă pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală. Bărbatul de 53 de ani din Târgu Jiu a fost reținut pentru 24 de ore și prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu cu propunere de arestare preventivă. Ce ați făcut? De ce sunteți reținut? Ați înșelat statul? De ce sunteți la poliție? Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului prin efectuarea acestor operațiuni frauduloase a fost estimat la suma de aproximativ 23.000 de lei.